Angajatele unei bănci din capital au primit o cerere de credit nemai văzută, dar cu datele la vedere. Un polițist aparent interesat de un împrumut bancar s-a dezbrăcat la ghișeu după ce a și amenințat-o pe una dintre femei. Ionela Lucan știe povestea. Ionela, bună seara! A primit până la urmă creditul? Bună seara, Andreea! Nici măcar unul de nevoi personale. Polițistul s-a prezentat la ghișeu la mijlocul lunii februarie și după ce a primit informații privitoare la condițiile în care poate să obțină bani cu împrumut, a cerut ulterior consultantei să îl însoțească la o țigară. Cum până acolo totul a mers foarte bine, bărbatul a propus, ce-i drept printre amenințări cu bătaia, ca discuția să continue în mașina lui. Fata s-a refugiat în goană, în biroul directoarei, unde bărbatul ambițios a însoțit-o și hotărât să demonstreze funcționare că merită credit, s-a dezbrăcat de la brâu în jos. Colegii lui de la secție au ajuns însă destul de repede și l-au predat medicilor. Omul este și acum internat la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregea din capitală. Andreea? Ionela, mulțumesc!